Bună seara, sunt Gheorghe Velicu și am plăcerea de a vă prezenta în această seară emisiunea Iluzii, Prejudecăți, Perspective și de a-l avea ca invitat pe muzeograful Emil Păunescu. Vom încerca pe parcursul acestei emisiuni și pe parcursul unor emisiuni viitoare să încercăm să răspundem la întrebarea cine este în România. În această seară ne vom continua incursiunea în Panteon. Iar pentru început vom aduce în discuție două personalități simbol ale istoriei, omenești, ale istoriei românești, mă scuzați, fiind vorba aici despre Ștefan cel Mare și Mihai Viteaz. Domnul Păunescu sau Emil, pe parcurs o să spun când așa, când așa, Na, da, o să încerc să mă formalizez, dar nu prea mult, se tot spune că Ștefan cel Mare s-a bătut mereu cu turcii. Luptele cu turcii reprezentând, de fapt, un important capitol al mitologiei naționale. Așa stau lucrurile? Deci, non-stop, Ștefan cel Mare s-a bătut cu turcii, non-stop, noi, românii, ne-am bătut cu turcii. Eu știu, bătălii concretizate în biruințe spectaculoase? Istoriografia națională a început să se afirme în epoca modernă. În secolul al XIX-lea, atunci când Imperiul Otoman era deja omul bolnav al Europei, și când Revoluționarii de la 1848 își puseseră deja ca obiective unirea și independența. Într-o asemenea epocă era nevoie de manuale naționale de istorie, de crearea unei mitologii naționale și până la obținerea independenței de a se inculca poporului ideea că inamicul secular, cel care ne împiedică de a aspira la progres este turcul. Ori, sigur că nu era perfect adevărat, și în cei 47 de ani de domnie lui Ștefan cel Mare, în cele peste 30 de bătălii pe care le-a portat cu diversi inamici, un loc important l-au jucat și alții, nu numai turcii. Să ne amintim de altfel că multă vreme l-a evitat conflictul până când și-a întărit statul: că primele lui lupte au fost cu tătarii, cu ungurii, că a intrat de patru ori în țara românească de-a lungul istoriei, distrugând chiar orașe ale Munteniei. Brăila, orașul de Floci, că a intrat și în Transilvania ca să-i pedepsească pe unii inamici, dar rămâne ca victoria cea mai importantă, cea de la finalul domniei sale, asupra polonezilor în Cosminului și mai rămâne ceva. Testamentul pe care l-a lăsat cu limbă de moarte fiului său Bogdan, care a urmat la tron, de a închina țara turcilor. După nenumărate bătălii, unele victorioase, altele nu. După cum se cunoaște, a fost victorios la Vaslui, la podul înalt. În, Probabil în, mai În ianuarie 1475, o uh, victorie de care se făcea mare caz în epoca comunistă, fiindcă însuși Karl Marx uh, în semnările despre români consemnase faptul că cu o armată alcătuită din țăran luați de la coarnele plugului ar fi obținut acest succes iarăși și nu era foarte adevărat, fiindcă deși se apelase și la țărănime, elita armatei lui Ștefan era alcătuită din trupele boierilor. De asemenea, în armata care a obținut victoria la Podul înalt au fost aliați, au fost secui, au fost polonezi, deci au fost și trupe din țările vecine. Este o victorie importantă, fiindcă pentru prima dată o armată impresionantă care depășea după toate cunoștințele suta de mii de oameni a fost înfrântă de o armată care era mai mică decât jumătate din numărul atacatorilor. Mi-aș mai adăuga ceva, mă scuz că te întrerup Sultan era atunci Mahomed al doilea. Se pare că Imperiul Otoman atunci atinge apogeul. Apogeul Imperiului Otoman va fi puțin mai târziu și de, de el va avea parte uh, un fiu din florea lui Ștefan, adică uh, Petru Rares. Uh, toată lumea vede serialul cu uh, Soleiman, Manichu, cu. Magnificul este într adevăr sultanul cu cea mai importantă expansiune în Europa. El este cel care conduce imperiul la zdrobirea Ungariei, dar întorcându-ne la Eu la Ștefan, totuși în memoria colectivă așa sunt trei mari Victorii împotriva turcilor, să zicem, 1394, Mircea cel bătrân, 1475, Stefan cel mare, 1595, călugăren, o bătălie la care o să ajungem. Memoria colectivă a reținut în primul rând. Da, sigur, sunt repere, sunt repere care își au rostul lor, mai ales la nivelul uh, uh, explicării către copii la vârste fragede, atunci când nu se poate face e, o teorie și o încărcare cu tot soiul de amănunte e, a cursului istoriei noastre. E, sunt e, trepte e, fără de care nu am fi ajuns unde suntem astăzi, e, dar întorcându-ne pentru a explica publicului Uh, adevărul istoriei și diferența între uh, ceea ce cred oamenii că știu despre Ștefan cel Mare și ceea ce a însemnat el cu adevărat, uh, să dăm câteva repere. Deci, Ștefan uh, era văr primar cu celebrul Vlad Cepeș. Când cu ceritorul Constantinopolului, Mahomed al II-lea, vine personal să-l pedepsească pe Țepeș în 1462, în fruntea uh, unei armate pe care Țepeș nu reușește să o țină la Dunăre, este obligat să se retragă, se cunoaște uh, tactica aceea cu pârjolirea pământurilor în fața invadatorilor, uh, Ștefan, în loc să sară în ajutorul vărului său, atacă cetatea Chilia, care aparținea țării românești. Motivul nu este de felonie, de trădare, Motiv economic așa, economic. ci s-a plecat ca un genial strateg, cum s-a dovedit de-a lungul întregii lui domnii, de la premiza că Uh, muntenii nu vor rezista atacului otoman și decât să pună turcii mâna pe Chilia, era important să pună Moldova. Uh, de la acest atac uh, i s-a tras uh, toată viața uh, o suferință, fiindcă a fost rănit la picior, rană care nu s-a închis niciodată. Uh, este un adevăr. Un al doilea adevăr este că în 1467 armata regelui Matei Corvin, care este mare rege al Ungariei, dar are sânge românesc după cum se cunoaște, invadează Moldova tot pe ideea că mai bine să ia Ungaria Moldova decât să o ia eventual Turcii. Și uh, Ștefan respinge uh, acest uh, atac printr-o celebră luptă de noapte la Baia, uh, o tactică pe care o folosise și Blațepeș cu câțiva ani înainte, uh, în timpul invaziei lui Mahomet. Uh, Mahomet, cuceritorul, uh, nu vine în 1475 în uh, Moldova, și îl trimite pe Soliman Hadâmbu, dar după rușinoasa alungare a lui Soliman, în anul următor vine să pedepsească Moldova. Și în fruntea oștilor avansează până la războien sau Valea Albă, unde Ștefan încearcă să-i țină piept cu o armată mult mai mică decât cea pe care o avusese cu un an înainte, fiindcă în același timp atacaseră și aliații otomanilor tătari. O parte, deci, din armata moldoveană, în primul rând cea alcătuită din răzeși, din țărani, a fost trimisă să-și apere ocinele, cum se zicea, de să-și apere proprietățile în fața jafului tătăresc. Elita alcătuită din trupele boierilor a pierit la Valea Albă, care a ajuns să se numească așa, tocmai fiindcă a fost albită de oasele celor care au murit acolo. Gloria lui Ștefan s-a clădit deopotrivă oasele boierilor și ale țăranilor. Apropo de glorie, a fost Ștefan cel Mare apreciat pozitiv în afară, în străinătate? A fost apreciat nu numai fiindcă a obținut aceste victorii militare, ci și fiindcă s-a dovedit un excelent diplomat. Este pentru prima dată în istoria noastră medievală când se duce o politică de o anvergură geografică fără precedent. Adică, nu numai relații cu vecinii direcți, ci în căutarea unor uh, uh, aliații și a unei contraponderi la forța uriașă a Imperiului Otoman, uh, Ștefan uh, are relații și cu catolicii, uh, cu Papa, cu Veneția, cu Polonia, face chiar act de e, supunere față de regele Poloniei, de vasalitate, așa cum e, erau în perioada respectivă e, obiceiurile feudale. E, este primul domnitor care. E, ajunge la concluzia că în perspectivă, atunci în secolul XV, Rusia nu însemna nimic. Dar în perspectivă va fi un aliat potențial și își mărită una din fice cu țarul de la Moscova reușește să îi scoată din alianța cu Imperiul Otoman pe tătari, în ultima parte a domniei sale, tătarii, după înfrângerea de la Limnic, nu mai atacă Moldova și chiar îl atrage în alianța anti-otomană pe șahul Persiei dacă lumea se uită pe hartă și vede ce distanță este de Moldova până în Iran, își dă seama de această politică internațională extraordinară. Papa îl numește atletul lui Hristos, îi trimite daruri simbolice și medici care să îngrijească rana, dar uh, nu-i trimite și banii care erau necesari sau o ajutoare efective militare uh, și în fața uh, presiunii tot mai puternice a Imperiului Otoman care reușește să cucerească uh, sub uh, Baiazid al doilea cele două cetăți cheie, uh, porturi la Marea Neagră, Cetatea Albă și Chilia, uh, după ce mai respinge odată la șcheia atacul otoman, Ștefan se hotărăște să plătească tribut și v-am spus că lasă cu limbă de moarte ca să continue această politică de supunere față de Imperiul Otoman. Tributul nu era o chestie de rușine, cred că am mai spus-o la microfoanele unor televiziuni, ci era o, o relație biunivocă care însemna și obligația imperiului de a ne apăra în fața altora. Plecând de la ceea ce ai spus tu acum despre tribut și având în vedere și imaginea mitologică așa unor lupte continue cu turcii. Trebuie spus, totuși, că pe parcursul a o jumătate de mileniu de relații între țările române și turci, dacă am adunat conflictele pe care le-am avut cu turcii, s-ar reduce la câteva decenii. Restul au fost relații pozitive între noi și Imperiul Otoman. Imperiul Otoman chiar a constituit un fapt civilizator. Din păcate, non-stop, și la școală, eu știu, și. În viața publică nu se aduc în discuție, în primul rând, războaiele pe care le-am purtat cu turcii, războaiele pe care le-am câștigat și așa mai departe. O să revenim la această chestiune când o să discutăm despre Mihai Vitez. Dar aș vrea să te întreb: este adevărat că Ștefan cel Mare a ctitorit câte o biserică în fiecare an? Este adevărat că este titorul a numeroase biserici nu sub forma asta o biserică în fiecare an, dar în principiu o biserică după fiecare bătălie, fiindcă formula aceasta ținea și de credința necesității de a obține iertarea pentru sângele vărsat. Păi s-ar putea spune atunci dacă plecăm de la ceea ce a afirmat acum că numărul mare de mănăstiri, de biserici existent în România ar denota și o viață plină de păcat a celor care le-au ctitorit. Nu atunci când se apropiau de o anumită vârstă pentru a-și -a asigura o viață de apoi mai, să zicem, confortabilă, nu ridicau lucrurile câte o mai, Nu, lucrurile sunt mult mai complicate. În, în primul rând, uh, <coughs> Ștefan este un un titor al statului centralizat, el a dus o politică de consolidare a relațiilor sociale existente, favorizând pe de o parte elita, respectiv pe mari boieri și pe clerici, pe de altă parte, îngrijindu-se să existe cum jinduim noi astăzi după o clasă de mijloc, o țărănime liberă puternică și în felul acesta a favorizat pe de o parte un echilibru social care este tăria economică și politica internă a statului lui, pe de altă parte a dat privilegii orășenilor de și altor categorii care atunci erau incipiente, nu? negustorii, meseriași și așa mai departe. Dar s-a preocupat și de dezvoltarea culturală prin intermediul acestor mănăstiri. Suntem într-o epocă în care se inventează tiparul, suntem într-o epocă în care uh, se propagă uh, o cultură uh, de influență slavonă. Uh, sunt celebrele manuscrise cu miniaturi uh, realizate, uh, mai ales uh, la Mănăstirea Neamțului. Uh, sunt apoi uh, uh, oamenii cultivați care. Făceau studii în Polonia sau în, în alte e, locuri și începuse să răspândească e, sub diverse forme, nu numai e, cărți religioase. Acum apar și primele cronici în timpul lui Ștefan. E, lui se datorează o dezvoltare fără precedent a unor meșteșuguri artistice acum apar celebrele frește exterioare ale bisericilor din Moldova. Deci, el nu numai că dă bani sau că dă binecuvântări celor care se apucă să construiască biserici, ci supraveghează realizarea lor efectivă, inclusiv programul iconografic al acestor biserici, care, așa cum s-a demonstrat de către cercetători, ascund un adevărat cres politic. Deci dincolo de scenele uh, religioase uh, de la boronet sau de la podna, sau uh, sunt uh, informații care țin de concepția politică a conducerii statului. Haide, ca să avansăm puțin o să citez din Fernand Brodel, uh, mare figură greu de înțeles și mai greu de judecat. Este vorba despre Mihai Viteaz. În țările balcanice, printre greci, sârbi, bulgari, au apărut tot felul de cântece populare despre vitejia lui Mihai Viteaz. Totuși, în țară, de ce nu a fost iubit? După moartea sa, se pare că în secole, două secole la rând nu prea s-a mai amintit numele lui Mihai Viteaz. A fost iubit de sârbi, a fost iubit de bulgari, a fost iubit de greci, dar de ce nu a fost iubit de români? nu se poate spune că nu a fost iubit evoluția. Eu mă refeream a aveam în minte cele două secole de tăcere care urmează după moartea lui Mihai Viteazul, că nu prea se mai amintește despre el. Nu este Cel puțin la nivelul mentalităților colective. La asta mă refer. Aici este puțin altceva. Deci evoluția politică a țării românești după pieirea lui Mihai are pe de o parte un urmaș un urmaș care provine chiar din județul nostru Radu Șerban și care continuă politica lui lucru acesta uh, mai durează un deceniu. După care uh, se schimbă situația internațională, uh, apar uh, alte partide uh, boerești cu uh, alte interese, uh, domnitor care uh, nu mai intenționează să ridice steagul de luptă împotriva Imperiului, Uh, nu mai există o ligă sfântă, o alianță din care a făcut parte Mihai Videazu, uh, există divergențe uh, între diversele puteri înconjurătoare, și uh, la un moment dat, uh, politica lui se repetă, dar cu alți actori. Și de multe ori în istorie uh, se, există o complicitate. În a nu recunoaște meritele unor înaintași pentru a Aici vinde. Era vorba, pentru a mă rog, vinde. Eu mă contemporanilor. la mentalul colectiv. Da, păi, lasă-mă să spun. Deci nu are reușit Și o clipă. Se pare că el a fost resuscitat, Mihai, de către Nicolae Bălcescu și, în general, de către istoricii care au făcut Unirea de la 1859. Când o să discutăm până, ce a până la da. ei. Deci, e, e, asta doresc să explic. Nu este adevărat că, că e, nu s-a continuat e, o imagine e, în amintirea e, urmașilor, însă nu pe măsura celei a lui Ștefan despre care am vorbit înainte sau a altor înaintași dintr-o conjunctură politică diferită. E, deci în numai în anumite cercuri mai restrânse s-a perpetuat e, imaginea asta, e, estompată și ea de faptul că elita nu a mai vrut să se revendice de la el, ci de la cei care e, duceau aceeași politică sau au încercat să o ducă e, e, cu rezultate însă slabe. E, mă refer la ambițiile lui Matei Basarab și Basile Lupu, iar după aceea, la efemera încercare, ultima de altfel, din războiul anti-otoman al celor trei țări române, conduse la vremea aceea de Constantin Șerban, de Gheorghe Ștefan și respectiv de Gheorghe Racoții în Transilvania. Să, e min, bine, această, această chestiune a fost efemeră. După care despre Mihai s-a vorbit în unele cronici muntene, s-a vorbit de către Miron Costin în Moldova, deci nu există o tăcere, dar nu a pătruns în folclorul uh, epocii, în aceeași măsură, uh, cum ne-am fi așteptat? Bun, hai să mergem la o altă întrebare. În 1595 are loc Marea Bătălie de la Călugăren, nu? Așa se discută despre această bătălie. Ce s-a întâmplat acolo? Istoricii români spun că Mihai Viteazu a obținut la o mare biruință istoricii turci spun că turcii au câștigat acea bătălie, lăsăm la o parte faptul nu că ulterior a avut loc și bătălia de la Giurgiu. Ce s-a întâmplat la Călugăren? Deci la Călugăren s-a întâmplat în mare parte un miracol. Un miracol legat nu de o intervenție a providenței Inexplicabilă, ci de o acțiune a acestui conducător care și-a meritat faima ulterioară și-a demonstrat capacitatea de, de mare șef militar prin modul în care le-a pregătit turcilor care aveau de trei ori mai mulți soldați o ambuscadă. Și ambuscada aceasta de la așa zisul pod de la Călugăren, care nu trebuie confundat cu podul peste neașul de astăzi, un pod de lemn care a existat într-o altă locație decât a șoselei Giurgiu București din acest moment, undeva către satul Hulubești, acolo Uh, turții au fost respinși. A fost un miracol că o uh, armată foarte mică, și care nu mai avea exercițiu unor lupte continue, ca în epoca lui Ștefan, suntem într-un alt secol, o armată de mercenari, uh, a reușit să țină piept uh, turcilor. Dar Mihai nu a avut rezerve și nu a putut exploata victoria de la pod. Așa că a trebuit în a doua zi să se retragă ca să-și conserve forțele. Apropo de faptul că am câștigat acea Prin bătălie, urmare, nu mai o clipă. tot timpul am câștigat este... bătălii cu turcii, dar am pierdut războiul. E... Războiul cu Turcia a fost pierdut. Mă refer și la Ștefan, și la Mihai, și la Mircea cel Bătrân, etc., etc. Dar noi tot timpul am câștigat bătălii, nu? Am câștigat exact în situația din 1595. este o schimbare față de ceea ce a spus pentru secolele anterioare, fiindcă de data aceasta am câștigat războiul. Nu a fost importantă uh, părăsirea câmpului de lupte la Călugăreni, a fost importantă victoria finală de la Nu Numai o clipă, chiar e. aș vrea să ne referim la victoria finală de la Giurgiu în opinia unor istorici. De fapt, cea mai mare, revin, uh, cele mai importante bătălii, nu în mentalul colectiv, sunt 1394 Rovine, 1475 Vazlui, 1595 Călugăreni. Uh, în opinia unor istorici, uh, mă refer aici la Aurel de Cei, un uh, orientalist, uh, victoria lui Mihai și aliaților săi de la Giurgiu este mai importantă decât cea de la Călugăreni, celebrată de toți de la Bălcescu încoace, nu? Drept marea biruința lui Mihai. Iată o opinie care într-un fel ne scoate în avanc avancena istoriei victoria de la Giurgiu ar fi cea mai importantă victoria lui Mie, lunica. mie îmi place să, să explic celor care nu sunt profesioniști ai istoriei, cu deosebire copiilor, că la Călugăreni s-a întâlnit un șahist necunoscut care nu avea clasificare internațională cu campionul mondial de șah al epocii. Și e, a ieșit remiză, de, din punct de vedere e, al valorii e, morale, este o biruință indiscutabilă călugăreni, deci este o surpriză, din punct de vedere al eficienței, e, marea victorie este cea de la Giorgio care n-a mai fost obținută de Mihai singur, ci de e, o alianță militară din care făceau parte contingente din Transilvania și din Moldova. E, alianță care i-a dat lui Mihai ideea că, în momentul în care nu mai funcționează, este necesară să fie refăcută. Și dacă Conducătorii acestor țări vecine nu mai sunt partizanei continuării luptei și a luat pe seama lui o asemenea alianță. Acesta este motivul pentru care el a încercat și a reușit efemer unirea celor trei țări. O să ajungem și la. 1600. 1600 reprezintă, de fapt, anul vedet al istoriei românești. Întrebarea pe care o pun, ce la îndemnat o are pe Mihai Viteazu să realizeze această acțiune? Unirea de la 1600. Este ceea ce am spus adineauri. Numai atât? E, e, nu știm e, cât de profunde erau, fiindcă nu ne-a lăsat scris... E, asemenea gânduri, intențiile sale de dacă ar fi avut succes, dacă ar fi durat mai mult o asemenea unitate, dar ea era gândită nu în sensul națiunilor moderne, ci în sensul în care, în epocă, erau regi care uneau teritorii cu populații absolut diferite. Nu era cazul țărilor române, e, dar nu exista încă o piață economică unică, e, existau mari probleme de diferențe e, religioase între țările extracarpatice și cele e, și Transilvania, e, de e, perpetuarea e, așa numitei unirea celor trei națiuni din Ardeal care exclu, o excludeau tocmai pe cea Majoritară românească, deci elita celor trei țări nu era de acord cu o asemenea unire în condițiile feudalismului târziu de la sfârșitul secolului al XVI-lea. Lumea, când privește lucrurile astea din istorie, încearcă să le gândească cu mintea de acum. Uh, ca să le putem înțelege, sau trebuie Băcescu să ne situăm în epocă. Sigur că XIX. da. Pe urmă, tot ce am spus nu înseamnă că negăm uh, valoarea luptei antiotomane, uh, importanța acestor. Uh, biruințe, fie ele și epemere sau incomplete, uh, fiindcă uh, datorită lor S-a perpetuat uh, poporul ăsta, datorită lor, uh, uh, în epoca modernă, s-a putut apela la ceva. Că s-au înfrumusețat, că s-au idealizat uh, personaje, da. evenimente și așa mai departe, că am spus ceea, numai ceea ce ne convine, ceea ce uh, poate constitui un argument pentru educarea patriotică a cetățenilor asta este o altă poveste mă rog, noi în emisiunea trecută am vorbit și despre spiritul critic spirit critic care nu ar trebui să înceteze în momentul în care încetează spiritul critic este pusă sub semnul întrebării chiar spiritualitatea unei națiuni fapt este că Nicolae Bălcescu istoricii care au făcut unirea de la 1859 au pus în cârcă lui Mihai Viteazu un amplu proiect național Ideea asta fiind abandonată pe la 1900 pentru a fi reluată cu vigoare în anii comunismului. i s-a împrumutat lui Mihai, s-a pus lui Mihai în spate un proiect național de secol XIX. Chiar unirea de la 59 și a de la 1918 s-au făcut sub semnul lui, lui și Mihai și Vitează. Aici lucrurile sunt mult mai complicate. Cei pe care am încercat să-i amintesc puțin mai înainte, respectiv... Domnitorii, inclusiv cei de origine maghiară și de religie calvină din Transilvania, au dorit, din motive diferite, să repete figura lui Mihai. Este o pleiadă întreagă de domnitori care, sau au și reușit Chiar să se Gabriel Betran și Gabriel Bator da. în Transilvania cu Radu Serban cu, uh, apoi cu uh, Radu Mihnea, cu uh, Vasile Lupu și uh, Matei Basarab care după ce s-au războit între ei au căzut la pace și s-au aliat cu uh, principele Transilvaniei uh, deci sunt în etape încercări repetate de refacere aceste alianțe, și sigur că unii sau alții dintre conducători au visat ca să rămână ei unici. Deci alianța este de moment, dar dacă se poate, cineva să fie șef peste toți. Vasile Lupu visa să ajungă nu numai împăratul tuturor românilor, ci, dacă se poate, chiar pe tronul de la Constantinopol, să refacă Imperiul Bizantin. Privind-o cu seriozitate, nu era un proiect politic fezabil, o luase puțin razna și istoria l-a și pedepsit pentru asta. Probabil că și închepuia că împreună cu nebunul lui de genere Bogdan Melischi vor elibera popoarele ortodoxe de la Sudă Dunăre. Vedeți dumneavoastră, întotdeauna adevărul este undeva pe la mijloc, între logic, ceea ce s-a întâmplat în imposibil. chibreal. Logic este imposibil. Da? Mă rog, asta e altă discuție. Cu adevărul este la mijloc. Este o, o, o vorbă, o citac, sigur că da, nu da, trebuie da. luată ad literam, în sensul, am folosit-o în sensul că, pe de o parte, există ceva în miturile noastre, în idealizarea asta romantică, și care își avea scopul despre care am vorbit de la bun început, și există de asemenea ceva adevărat și în ceea ce timp după analiza tuturor izvoarelor și după ce ne-am uh, înfrânat uh, dorințele uh, sau simpatiile legate de uh, neamul nostru, de valorile lui. Uh, Fiindcă, din când în când, trebuie să recunoaștem că avem și greșeli și păcate care nu dau bine să fie spuse în orice context, dar care nu trebuie ignorate. De aceea, în opinia mea, dacă nu ne identificăm petele negre din trecut, nici nu vom putea progresa. Dacă nu avem o atitudine critică, progresul. De rează. E, și dacă în continuare vom, încer vom încerca, nu? Poate cum fi scrisă acum, istoria și, și din a a această alții. perspectivă da. a nenumăratelor uh, trădări, uh, lașități, uh, crime, uh, a uh, celor care au pus uh, mai presus interesele lor uh, private față de idealurile obște și, bineînțeles, a complicităților între cozile de topor din țară și e, străinii care, e, evident, că nu ne doreau binele, ci fiecare își urmărea interesele proprii. Epoca modernă se deschide cu un tandem, Cuza și Carol. A fost Cuza cea mai bună alegere? N-aș spune că este un tandem la ciclism, tandemul este alcătuit din Iarăși doi, mă refer, de, repet, doi sportivi care se ajută reciproc. Deci perioada în care Cuza și Carol au fost contemporani este Haslie, dacă o privim uh, uh, cu detașarea uh, celui care se uită cronologic, ce făcea Carol, viitorul domnitor și rege Carol I, uh, când era Cuza în plină glorie? Haideți să Și ce, fă, Cusa. Și ce fost... făcea Cuza cât a mai trăit săracul în perioada de început de domnie a lui Carol I? A fost Cuza cea mai bună alegere? Uh, Cuza a, a fost adus pe valul a, unor a, entuziasme, a, a fost, a, a, cum se numește, a, a fost confirmat de istorie a, ca fiind... A, nu numai cea mai bună alegere, ci cea mai importantă perioadă din toată istoria noastră Poate națională. Poate cei mai den șapte ani din istoria? Sunt în cei reforme? Mai, cu siguranță, sunt cei mai den șapte ani din istoria noastră, comparabil cu cei opt ani de domnie a lui Mihai Viteas. Deci sunt domnii scurte, dar pline de evenimente, și sunt domnii lungi care au lăsat amintiri puține. Nu este cazul celor doi domnitori, românul Ștefan, căruia poporul i-a zis mai târziu cel mare și cel sfânt, și respectiv străinul. Germanul, Carol de Hohenzollern a ajuns Carol I de România. Uh, Unul a domnit 47 de ani și celălalt 48 de ani, și domniile lor uh, au fost și cu momente de strălucire, și cu momente de pace care au permis. Progresul. De ce doreau de românii planurile? totuși un principe străin, neapărat? Este condiția sine banon a acceptării noastre în concertul european. Deci, știau lucrul acesta revoluționarii de la 1848, alegerea unui principe străin era deja acceptată în acea epocă, faptul că nu s-a putut de la bun început realiza acest lucru ține de cerințele convenției de la Paris care nu prevăzuse unirea celor două principate, ci numai apropierea lor prevedeau dom separați, aleși de niște adunări elective care deci nu se puteau adresa unor case domnitoare străine și trebuiau să aleagă dintre candidații interni. Nu scria însă nicăieri că ce se întâmplă dacă aceeași persoană este aleasă în ambele principate. A fost o de geniu uh, a unor unioniști care au găsit această formulă, au găsit și o persoană care s-a dovedit carismatică, uh, a devenit uh, extrem de populară și uh, care a avut evidente calități de conducător, a avut și păcate, dar, așa cum a zis Cogălnicianu, uh, nu. Uh, greșelile lui l-au condus la pieire, ci măreția faptelor. Pare un paradox. Asta se poate traduce așa. O reformă, precum cea agrară, care a zguduit din temelii relațiile feudale, din punct de vedere istoric este privită ca un salt înainte, după unii un salt prea mare și fără plasă de protecție. Ca atare au apărut imediat critici, atât din uh, zona uh, celor care se opuneau de la bun început de zona conservatorilor, uh, dar și din zona celor mai radicali dintre liberali. Și uh, S-a creat de la aceste două extreme, așa zisă, monstruoasă coaliție, care, să nu zic vorbă mare, seamănă pe undeva cu una din coalițiile post-decembriste. Oricum, este de înțeles că a fost omul epocii lui. Deci Cuza s-a identificat în mentalitatea colectivă cu uh, aceste mari reforme și a lăsat moștenire uh, domnitorului uh, adus uh, din străinătate o Românie unită cu instituții, cu reforme uh, profunde pe care străinul ajutat de ministrii excepționali le-a dus mai departe, le-a moderat și are meritul incontestabil de, de a fi conducătorul cine care conduce... Străinul el... cine este? Poftim? Ai zis străinul la un moment dat? Străinul? Cine? Neamțul Carol de Hohenzollern. Haideți să revenim totuși la Carol. nu La 10 mai 1866, Carol ajunge la București. Așa, din curiozitate, o fi trecut și prin Giurgiu, oare? Nu. nu. El vine... Suntem într-o epocă în care România nu avea drumuri de fier. Vine pe drumul de la Turnul Severin da? Craiova-Pitești. Deci pe zona de la poalele subcarpaților și la Giurgiu va ajunge cu ocazia primei croaziere pe care o face pe Dunăre va trece de multe ori și împreună cu soția Elisabeta David, cunoscută uh, sub Silva. pseudonimul literar Carmen Silva, uh, la primirea și însoțirea unor uh, conducători străini, uh, Bucureștiul devine foarte curând uh, și prima care uh, legat de Giurgiu prin ca, prima cale ferată, devine portul capitalei și uh, din păcate, nu avem uh, o reconstituire a acestor numeroase uh, vizite regale la Georgiu, uh, dar ea este posibilă, fiindcă există presă, există documente. Eu aș vrea să adaug nu aici a că... cineva, na, na, na. Uh, ambiția să o realizeze. Eu aș vrea să adaug, totuși, că cei 48 de ani de domnia lui Carol I au reprezentat o perioadă de stabilitate a României, o perioadă de echilibru. Dacă o comparăm cel puțin cu jumătatea de secol de dinainte și jumătatea de secol care a urmat după el, nu fiind este vorba unul, aici despre cele două războaie Este unul din motivele mondiale. pentru care a fost adus străinul. Da, și parcă uh, n-ar trebui să-i zicem străinul. Uh, uh, da asta vreau uh, 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 să ajung. Deci, uh, nu și-a negat uh, niciodată originea germană, dar a fost educat uh, în loialitate față de uh, țara uh, care l-a chemat, uh, și a trăit la sfârșitul vieții drama de a nu-și putea ține cuvântul dat uh, 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 în fața voinței țării de uh, uh, a uh, obține o altă alianță uh, decât cea pe care o făcuse el. Deci, el făcuse în mod firesc alianța cu puterile centrale, cu Germania natală și cu uh, Austro-Ungaria. Uh, uh, alianța nu a fost făcută uh, atunci în preajma primului război mondial ci încă uh, din secolul XIX. Era uh, o alianță secretă, necunoscută de marele public, tocmai uh, pentru a avea niște garanții internaționale în fața presiunilor uh, celor care voiau să înlocuiască uh, Imperiul uh, Otoman. Uh, deci pe de o parte vroia să contracareze ambițiile expansioniste ale Habsburgilor pe de altă parte pe cele mai cele mai periculos uh, vecin uh, uh, ale Rusiei țariste. Uh, Chestia a funcționat, dar s-a complicat situația internațională și atunci când a devenit clar prin crearea Antantei că uh, nu mai este uh, benefică pentru viitorul nației o, o asemenea alianță, uh, imensa majoritate a ministrilor consultați în Consiliul de Coroană de la Sinaia, au optat uh, pentru neutralitate. Tendința Haideți fiind că ca în perspectivă la... să treacă de partea antante. Uh, uh, aceasta uh, i-a produs o amărăciune care probabil că i-a scurtat uh, zilele. Mi-aș permite să citesc din IG duca, Într-o țară care nu avea noțiunea timpului, regele Carol aducea simțul exactității matematice. Într-o țară de aproximație în toate, el a adus conștiinciozitatea impusă până la meticulozitatea germană. Într-o țară de zvâgnituri, de entuziasm violent și de descurajare pripită sau cel puțin de rapidă plictiseală, el a adus o stăruință nezdruncinată, liniștită și regulată ca bătăile numeroaselor orologii ce umpleau apartamentele sale. Într-o țară plină de nerăbdare și de neastâmpări, el a adus răbdarea care știe să pregătească și astâmpărul care știe să-i mențină seninătate. Într-o țară care, din cauza vicisitudinilor istorice, nu era obișnuită cu planuri dinainte făcute și bine definitivate, el a venit, urmărind un scop precis, a făcut un program și l-a îndeplinit, întocmai. Am încheiat citatul. Vorbeam adinau despre stabilitate, nu? Că a fost o perioadă de stabilitate. Totuși, în timpul domniei sale, la 1907, se a derulat cea mai mare răscoală țărănească din secolul 20. Țăranii au ucis cu sălbăticie, ceilalți au ucis pe țăran cu sălbăticie. Stabilitatea despre care vorbiți este aparentă. Nu a fost un curs ă, triunfal, ă, așa cum ă, eventual ă, adepții monarhiei ă, sunt tentați. Noi trecem dintr-o extremă într alta. Numai o clipă, după apropo o... de monarhie, mă scuzi. Ă, e clar că o dată cu venirea la trona lui Carol I, se naște un mit dinastic. Cumva Cuza trece în umbră. Desigur, Cuza va fi resuscitat în anii comunismului. În pan Panteonul așa panteonul Românesc este schimbător. De la o generație la alta, de la un regim politic la alt regim politic și așa mai departe. În mod firesc, mai ales în prima parte a domniei lui Carol I, s-a încercat uh, să se estompeze uh, imaginea uh, predecesorului atâta vreme cât dinastia străină nu era consolidată. De mai multe ori, Carol a intenționat să abdice. Au existat mișcări antidinastice care au mers până în pragul unei așa zise revoluții. Au existat critici puternice în o democrație limitată, dar cu o libertate a presei, și cu posibilitatea de exprimare destul de, de largă pentru epoca aceea, Constituția micului regat român era mult mai liberală decât a altor țări din Europa, au existat zguduiri sociale. Până la Marea Răscoală din 1907 au fost și alte răscoale, și alte frământări, inclusiv ale începutului de mișcare muncitorească și socialistă. Uh, inclusiv, deci au apărut și grevele, au apărut și conflictele de muncă, uh, au apărut și sindicate. Uh, mă rog, dar tot e în vorba tot totuși în vremea cea mai mare răscoală țărănească din secolul XX. Uh, această răscoală de 1907 uh, este încă o enigmă uh, pentru istorici fiindcă a fost tratată uh, unilateral și subiectiv, uh, nu este vorba de o singură răscoală, ci de mai multe răscoale care s-au desfășurat uh, concomitent și succesiv uh, uh, cu motive diferite și care parțial uh, au fost uh, încurcate de intervenții străine interesate să zdruncine stabilitatea statului român și de o anume complicitate a separe a însuși monarhului care din alt punct de vedere a vrut să zdruncine partida conservatoare care se opuna reformei agrare. Deci până la un punct regele a închis ochii după care S-a produs represiunea, dar imediat, actele represiune au fost cerute la el. Și după moartea lui Carol, nu au mai fost găsite. Haideți să închem cu. Misterul un, rămâne de rezolvat. Să închem cu un sondaj realizat în 1999. Întrebarea. care sunt cele mai importante personalități istorice care au influențat în bine soarta românilor pe primul loc Cuza 24,6%, pe locul 2 Mihai Viteazu 17,7%, pe 3 Ștefan cel Mare 13,4%, urmat de cepeș cu 4,1%, Carol I 3,1%. Comunismul, iată, l-a alungat pe Carol I din preferințele românilor. Propaganda, educația comunistă fără discuție, nu? Ca și pe Ferdinand. Ferdinand care era, într-un fel, a repetat momentul, să zice, momentul lui Mihai, nu unirea de la 1918, ce Ferdinand nici nu mai apare măcar în acest făndaj. La fel, comunismul i-a alungat din Panteon și pe Ionce Brătianu și pe Ionel Brătianu, reținându-l în schimb și amplificându-l pe Cogălnicianu. La fel cum într-o bună perioadă a comunismului, în prim plan a fost Nicolae Bălcescu în perioada de jistă. Așa e este. interesant acest e, sondaj. Mă rog, de atunci au fost făcute e, și alte, și alte e, sondaje. Au fost personalități manipulate post mortem, au fost personalități care au fost satanizate ca reprezentanții ai claselor exploatatoare, ca unelte ale intereselor imperialismului internațional. Unele e, lucruri fiind exagerate sau prezentate e, unilateral, altele fiind de-a dreptul inventate și e, puse în cârca cui nu le-a făcut niciodată. E, pe deasupra e, este, a fost relativ ușor să aibă succes cu asemenea imagini, în condițiile în care uh, intelectualitatea uh, a fost uh, supusă unei ostracizări deosebite și uh, manualele școlare, uh, propaganda uh, timp de zeci de ani uh, a. Educat generații întregi într-o anumită direcție. Ca atare, astăzi avem surpriza că oamenii de bună credință, chiar dacă în parte și-au dat seama că lucrurile n-au stat așa cum le-au învățat ei cândva la școală, au rămas cu reziduri ale vechilor sloganuri, ale vechilor lozinci și au rămas cu multe semne de întrebare. Mulți dintre ei acum nu mai cred în nimic. Deci nu mai cred nici că uh, Mihai Viteazul a fost viteaz, nu mai cred nici că uh, Calor al merita mai mult decât uh, au învățat ei. Într-un fel, și că ne apropiem și de final, se pare că Adam Șaf avea ceva dreptate atunci când spunea că istoria, mă rog, exagera, desigur, că istoria ar fi politica prezentului proiectată asupra Trecutului cel puțin dacă ne referim la perioada comunistă? Din păcate, nu am ieșit din, din această realitate, fiindcă încercările de a scrie o istorie sinceră a poporului român, așa cum a făcut regretatul Const... academician Florin Constantiniu, se pare că au fost insuficiente până acum și e, încă se acuză reciproc nu atât istoricii profesioniști cât se avem, cât e, reprezentanții diverselor mișloace mass media și e, tot vorbitorii ăștia e, pe la televiziuni cei de față se exclud e, care își dau cu părerea în lucruri pe care nu le cunosc, după principiul că tot românul știe istorie, fotbal și agricultură. Nu rămâne decât să-i mulțumesc lui Emil Păunescu și să-l invit și vinerea viitoare pe TV Giurgiu la aceeași oră pentru a continua discuția și pentru a încerca să răspunde la întrebarea cine este în România. De asemenea, vă mulțumesc și noastră telespectatorilor, fiindcă ați avut, care ați avut răbdarea să ne urmăriți. Bună seara!